Ne-am regăsit la o nouă ediție Bezei Live. Unii dintre noi ne dorim să fie mai mult iarnă, apreciem mai mult sezonul rece. Alții preferă mai mult sezonul estival, vara și ale ei plăceri care vin totodată, concediile, plecările la mare, plajă și așa mai departe. Așadar, tot odată cu sezonul acesta putem face fel și fel de sporturi legate de apă. Da? Aici vorbim despre not și ne-am ales astăzi să mai discutăm și despre scuba diving. De aceea l-am invitat alături de noi în platoul Bezei Live pe Florin Sabaiduc, instructor de not și de scuba diving. Bună dimineața, bine ați revenit la noi! Să rămână, bună ziua și cu plăcere am revenit în platoul dumneavoastră. Mulțumim! Aș vrea să fac o mică precizare. Sunt instructor de scuba diving NAUI. Ce vreau să spun este că sunt mai multe federații. Așa. Una din federațiile în care eu activez se numește NAUI. E un detaliu pe care nu l-am știut. Da, sunt multe federații, sunt tot felul de teorii legate de aceste federații. Toate sunt bune atât timp cât ceea ce faci, faci corect. Corect. Asta vreau să subliniez. Și revin și vă spun, pe care le facem noi sunt recreaționale, adică așa, de vacanță. Așa. Da? Pentru că scufundările sunt de mai multe feluri. Uh-huh. Militare, comerciale, arheologice și de agrement, cum facem noi. Bun. Și vă spuneam la începutul acestei emisiuni că sunt puțin invidioasă, așa că vă plimbați și în spatele nostru rulează niște filmulețe superbe cu ceea ce vedeți dumneavoastră și cursanții dumneavoastră acolo, la adâncime. Da, este un spectacol în desfășurare pe viu. Și aici sunt imagini din Marea Neagră. Nu sunt, nu? Din Marea Neagră. Nu sunt? Sunt și din Marea Neagră. Așa. Momentan sunt din Marea Roșie. Așa. Locurile prin care am făcut eu scufundări cu copiii, că am și echipă de copii și echipă de adulți, ar fi Marea Neagră de la noi, Marea Neagră de la bulgari, uh-huh, în Grecia, în Italia și în Marea Roșie în câteva locații, cum ar fi Dahab, Sharm el Sheikh. Este un parc Ras Mohammed celebru pentru lumea scafandrilor, în Hurghada, în câteva locuri extraordinare. Da, care e țara cu cei mai mulți doritori de astfel de sporturi? Sincer, nu știu. Nu știți? Dar fiecare țară are o comunitate de scafandri, de agrement. Uh-huh. Și e clar, cumva e legat și de apă. Adică noi, ca suprafață, avem o anumită suprafață legată de apă, respectiv de mare. Grecia are altă suprafață și atunci, inclusiv legislația și totul este altfel. Da, am observat în Grecia, la fiecare colț de stradă este câte un magazinuț cu echipamente necesare, cu instructori. Da, adică poți să închiriezi. E o chestie firesc, pentru că oferta e... Ei au ce oferi în domeniul ăsta. Mm-hmm. Și atunci, plus partea de turism care este dezvoltată într-un anumit fel, nu-i ca la noi, mă refer strict în relația cu apa. Și de aceea. Nu înțeles. Avem, oferim, putem. Dar acum, vorbind de aceste cursuri, că presupun că nu poți să faci fundările acestea fără să primești un instructaj înainte, ca nu? Să vând un pic activitatea, vă rog, asta. Am să descriu prin câteva cuvinte ce înseamnă scuba diving-ul. Așa, facem definiția. Să zicem că ar fi două zone, da? O zonă la modul hai să experimentez. Uh-huh. Și atunci regulile sunt destul de simple. Totdeauna semnează niște acte. Unul dintre acte pe care pe unele persoane le sperie este asumarea riscului. Sunt niște riscuri, dar sunt gestionabile, nu e nicio problemă, dar asta nu înseamnă că nu ne asumăm împreună riscurile. Dar care sunt aceste riscuri? Ca să le știm și noi, în cazul în care visăm frumos că Pe parte de agrement, cel mai des se întâmplă probleme cu urechile, barotraume. Uh-huh. Da? Pentru că nu toată lumea înțelege ce înseamnă egalizarea, de exemplu. Și atunci, nefăcând egalizarea asta, urechea suferă. Uh-huh. Același lucru se întâmplă, dar într-un un pic altfel, când de la scufundare, să zicem că te-ai speriat și ești foarte repede.
Așa, suferi un atac de panică, nu? Din cauza unui atac de panică, așa, ieși foarte repede. Și atunci apar mai multe probleme. Nu numai barotraumă, poate să fie și, și boală de compresie. Deci sunt mai multe riscuri. De asta trebuie făcut un curs. Bun. Da? Și cursul ăsta ce presupune? Presupune în primul rând vârstă. Vârsta minimă legală este 10 ani. Bun. Și are o justificare, e vorba de dezvoltarea fiziologică a corpului uman, da? Respectiv a urechii la copii. Trebuie să ajungă la o anumită maturitate. Trebuie să fii sănătos, pentru că în condiții de presiune totul se schimbă, da? O cafea, de exemplu, ne ține treji la presiunea asta. Dacă te duci la o anumită presiune, s-ar putea să fie ca un somnifer. Da, da? Bineînțeles, pe agrement nu se întâmplă asta. E doar un exemplu comparativ pentru a înțelege anumite fenomene din ceea ce se numește baromedicină. Am înțeles. Pe urmă, trebuie pregătire, bani și vorba unuia dintre instructorii mei, există un singur risc. Să-ți placă și să bagi bani. Aha. Dar plecând de la ideea că respectăm toate regulile. Bun. Și ce mai trebuie ținut minte despre acest brevet este că, indiferent de federația în care vei face cursul, brevetul este internațional și valabil toată viața, cu două limitări. O limitare temporară, de exemplu, doamnele rămân însărcinate, stop joc. N-ai voie cât ești însărcinată, nu? Nu. Sau ai răcit ei medicamente. Este o regulă care spune așa, de la ultima pastilă până la scufundare să treacă două zile. E o recomandare. Bun. Tocmai din cauza acelor fenomene de presiune care nu știi ce poate să se întâmple, nu ai în control. Da. Și o mai este a doua limitare definitivă. Dezvolți o boală cardiacă, plămâni, deci sunt câteva boli, este o listă în care ai renunțat la scufundări pentru că nimeni nu vrea să aibă probleme. Deci trebuie făcută și o evaluare medicală. Obligatoriu și înaintea. Evaluarea medicală este dublă. Ce înseamnă asta? Înseamnă că odată tu îți declari starea, ai un formular special, destul de stufos, dar e obligatoriu, în care tu îți declari starea pe proprie răspundere și semnezi pentru asta. După care aduci o hârtie de la medicul de familie care îți cunoaște istoricul. Și dacă instructorul care preia cursantul consideră necesar, poate să te trimită cursantul la un specialist pentru evaluări suplimentare. Dar e funcție de acești doi parametri, declarația proprie și semnătura medicului de familie. Am înțeles. Bun, acum durata acestor cursuri cât e de mare? Și ca prețuri, să vorbim puțin și de prețuri, cam cât ar costa? Ca timp, ca să fie plăcut, să nu fie... E un pic de armată, dar ca să fie o armată plăcută, undeva 4, 5, 6 zile. Depinde și la ce mare te duci. La Marea Neagră, de exemplu, pentru că e mai capricioasă, e bine să-ți iei măcar o zi rezervă, că poate se strică vremea, se strică marea și atunci nu poți să intri. Dacă te duci la altă mare, atunci poți într-un 4 zile să desfășori tot și teorie și practică într-un regim relativ continuu, dar plăcut, nu forțat. Bun. Presupun că dacă sunt valuri, nu poți face scufundările, nu? Ar trebui marea să fie liniștită? A face scufundări e una, a face curse alta. Așa. Pentru scufundări n-ar fi o problemă, dar trebuie conștientizat foarte bine condițiile de mediu, astfel încât să fie planul adecvat condițiilor. Bun. Și atunci dacă, de exemplu, eu cu valurile n-am o problemă, dar dacă am un începător cu mine, nu o să intru. Dacă am un avansat, funcție de experiența lui, putem face un plan să vedem cât ne putem, să zicem, hazarda și să facem aroganța asta, pentru că sunt momente când poate fi o aroganță. Ați făcut vreo aroganță de genul acesta? Am făcut și aroganțe, da. Am făcut. Am fost, de exemplu, la o epavă, se numește Millennium, în Sharm el Sheikh. Era valori de 2 metri. Aoleu. Da. Și am făcut scufundare. A fost o scufundare de aproape 30 de minute. A fost o scufundare grea, din cauza că în epavă erau curenți puternici. Ne cam plimbau în toate direcțiile. Dar n-am avut nicio surpriză. Apa era mică, vreo 20 de metri. Și ca să vă dați seama de condiții, cei care ne așteptau în barcă după scufundare, când am ieșit, noi vomau. Aoleu, săraci! De la valuri. Da, pentru noi a fost mai bine, da. După ce am terminat scufundare, după 30 de minute, ne-am întors la țărm, ne-am odihnit puțin, am început poveștile că una din aspectul cel mai neplăcut la o scufundare este pregătirea.
pentru că nu toți se mișcă cu același ritm și când te miști repede trebuie să-l aștepți pe cel care se mișcă mai încet.